legături din acestea interstițiale mult mai valoroase decât cele, să zicem, mai artificiale, actuale, care funcționează prin niște rețele bizare de distanțare socială. Rețele sociale de distanțare socială. Cartea este într-adevăr reușită și cred că va avea o a doua ediție pentru că stimulează memoria. Alte elemente au fost din momentul când a apărut trupa aceasta creativă, să zic, cromatic. Noi eram deja alerți, adică eram elevi, am terminat în 1970 și ne-am luptat cu toate puterile să-i aducem să cânte la banchetul nostru de absolvire, ceea ce am și reușit. Eram la Liceu Racoviță și printr-o, nu știu, un fel de miracol, fiindcă condițiunile respective semănau cu cele actuale, fiindcă fuseseră inundațiile acelea sinistre din 1970 și nimeni nu îndrăznea să facă nicio acțiune, că era dat la zădărnicirea, nu știu, desecărilor, ceva în genul ăsta. Și cu toate astea, am ținut acea noapte inubliabilă. Vă dați seama, ei au cântat toată noaptea, noi discutam cu ei în pauze, am reușit să le sustrag autografele. Deci era Dani Grețiu, magistralul baterist, care din păcate n-a reușit să ajungă de la Arad până aici, regret profund, că eu de atunci chiar nu l-am mai întâlnit. După aceea era Iuliu Merca, de care toată lumea își amintește. Și era protagonistul incontestabil pe care noi îl adulam. Eram conștienți de valoarea lui extraordinară. Și ca să vedeți că poate continua această evocare, absolut accidental, încercând să mai fac un pic de ordine în haosul în care rezidez, dădui peste niște scrisori, corespundam, știi cum se corespundea atunci, puneai nume de formații sau nume de piese și se producea un fel de dialog din ăsta în cadrul generației. Era ca un fel de limbaj paralel. Exact. Și ce să vezi? Deci avem o corespondentă entuziasmată de formația Cromatic, de aia trăia în București. Și toată relația era pe bază de Cromaticul este ceva ce nu există. Și aici am aici citatul respectiv. Zice așa. Cromatic la gala festivalului pop a fost divin. Și fata asta avea 17 ani. Deci vă dați seama ce impact avea. Astea sunt bune de pus aici la expoziție, la muzeu. Și alt comentariu, ca să vedeți cu onestitate și intuiție, zice... Deci, eu uitasem aceste detalii. Inițial, acest festival național trebuia să se țină în Cluj. Și toată lumea de acolo, din București, tot sperau cu toții să vină până la Cluj. Nu, s-a făcut invers, drept care eu, că urma admiterea și aveam ore cu domnul Zorin Diaconescu, așa, nu mă lăsa, era teribil, așa? Am rămas la Cluj și acum ecou din București, zice. A fost teribil faptul că n-ai putut veni la pop. Ai fi asistat la afirmarea universală a cromaticului, la confirmarea lui Red and Black, ăștia sunt roșu și negru, la lansarea Olimpicului 64 și la declinul Phoenixului. Vă dați seama, asta e reacție spontană, fără niciun fel de filtraj, fără emisiunile lui Limbășanu sau cine făcea pe atunci. Nu era niciun trucaj, efectiv autentice. Deci, oricum o dădeai la întors, tot cumva ajungeai la această temă. Deci, figura aceasta, nu știu cum să zic, crucială pentru dezvoltarea muzicii noastre. Și vorbesc aici la interferența cu toate domeniile, să zic, de muzică progresivă ale acelei perioade. El a avut
buna inspirație să își continue colegialitatea cu Radu Țuculescu în cadrul Conservatorului Clujan și mai are aici colegi, exact, care chiar lucrează la DEJ. Și în acel mediu deja strălucea absolut. Pe de altă parte a prins și o perioadă nefastă în materie de documentare a acestor concerte. Nu prea există înregistrări nici audio, nici video, din păcate. Așa că, oricum, pentru, să zic așa, evoluția ulterioară a muzicii din România, Sorin Tudoran a rămas un reper inconturnabil și orientarea lui în continuare demonstra că la el s-a întâmplat, de fapt, prin această admirație pe care o avea evidentă față de Jimi Hendrix, s-a întâmplat într-un fel cam ceea ce ar fi urmat să se întâmple cu Jimi Hendrix, care în ultima lui fază, înainte de a muri, se orientase cumva spre Gil Evans. Și chiar proximul album ar fi trebuit să fie un album de big band, Gil Evans cu Jimi Hendrix la gitară. Deci ar fi fost o primă fuziune de înalt nivel între rock și jazz. Și care ulterior, evident că s-a petrecut cu Mahavishnu Orchestra, cu toate le știm noi, care au mers în siajul creat de Jimi Hendrix, Cream, celelalte formații, Emerson, Lake și Palmer, pe care i-am auzit chiar venind încoace înregistrări din 1970. Așa. Deci era o sincronicitate perfectă între ce exista la noi și în Occident, dar ce exista la noi nu avea nicio vizibilitate. Da? Chiar un alt element este că profit aici de prezența lui Cornel Moldovan pentru a evoca unica formație din care am făcut și eu parte, eram la gitară bas și singurul element care ne făcea viabil era prezența lui Cornel Moldovan între noi, care avea așa, cum să zic, brusc, vedea așa un micuț Carlos Santana în Transilvania, ceea ce a rămas și până azi, acum e la Arad, și fiul lui este mare baterist de jazz. Deci, realmente, e vorba aici despre niște oameni cu vocații formidabile. E acea trupă noastră, se chema Ideea, mi se pare, sau așa ceva, era pur și simplu una dintre multiplele manifestări. Da, și transcendental am avut, deși numele ăla a apărut după 10 ani. Da. Nu, deci noi l-am luat din dicționar. Deci noi am luat din dicționar numele transcendental și aveam grupa cu numele ăsta și după 10 ani am fi avut niște probleme. Exact. Așa. Deci, cum să spun, asta vreau să revelez aici. Nu era un fenomen singular, dar acest fenomen avea niște vârfuri, între care Sorin Tudoran era realmente, nu știu cum să spun, venerat, efectiv venerat și pe bună dreptate. Și cred că asta ar trebui să fie un prim pas pe care în continuare și alții ca noi să cumva să le voce sau să contribuie la dezvoltarea acestei analize atât sentimentale cât și muzicale. Îi urez succes.